Face stânga? A, așa te-ai gândit, Radu? Știi că asta nu e cea mai bună idee. 12 seconds later. Îmi retrag cuvintele, Radu, a fost o idee foarte bună. Deci zi, Radu, facem o din asta azi? Mergem așa random pe unde e verde? Da, momentan e roșu. Dacă mă bași printre blocuri... Uite, nu oprim. Ce, ăsta cu tirul cum trece? De la școală, bă! Cum să treci cu școala pe roșu? Examen! Deci fii atent! El te cuse pe verde, doar remorca a trecut pe roșu. Radu, a stat la trecere acolo să treacă pietonii, Radu. Păi da, că el te cuse pe verde. Să fiu eu acum bulangiu și să mă rog să-i zic, auzi, dar știi că acolo ai trecut pe roșu, nu? Da, o să-l afecteze maxim dacă îi spui asta. Păi el nu, dar poate pe polițistul din dreapta? Nu e la examen. A, bă, da. Pe spate scrie examen. Ce dracu facem? Hai pe doi, dai pe doi. Dau eu pe doi, da. Și acum îți dau un clanson. Dăm, că mă sui pe ăștia. Știi că eu se motiv așa și dacă mă claxonezi, fac urât. Hai pe unul că poate să face roșu și n-am chestia asta la semafor azi. Azi nu stăm la semafoare. Nu stăm, boss, nu stăm, nu, verde. Verde! Și acum trebuie să zic, hai dreapta. Păi atârziu, ziceam. Ai un coleg de la EMAG de luat? De sărbători? Sărbătorile vin. Sărăcia poți să ieși de altundeva în afară de EMAG. Sărăcia plutește în aer, așa, uite, două liniuțe. Da, dar cine bagă de 20 de lei? Da, și merge un kilometru. Bă, hai înainte, că nu stăm la roșu. De că dacă nu-i dau eu. Păi îi dau, oricum îi dau, dar eu o dau așa mai cotită. Așa, Radu. Păi așa, dar pieton trebuie să mă opresc, Radu, din păcate. Cum, uite, mai vedem și noi două pietoance, au. Bagă, liniștit, dar vezi că e o mașină oprită. Cum suport să-ți facă motorul așa? Eu n-aș suporta. Joacă-te, că te adun, că mi-a luat fărașul în rucsac. De-aia am ieșit cu rucsacul. Dar cine are cablu acum, ha? Cine are cablu? Cine are și nu l-a pus? Cine are cablu în rucsac? Cine? Două am, Radu. Unul ca să-l schimb și unul ca să te tractez eu, nu? Nu știu ce faci așa, că teoretic ar trebui să prind aderentă să se rugă târâș. Târâș? A, de ce țopăie? Nici eu nu înțeleg, dar e o senzație atât de proastă, o urăsc. Ei, da, e jucă ușă și ea. Bă, Radu, am impresia că în față avem un semafor. Nu stăm la el. E semafor? Nu e semafor. Nu știu ce, Radu, că n-aș vrea să fac dreapta. Aș face tot o stânga. Da, dai, acum nu stăm, dai. Nu, cum să, uite, stăm un pic, Radu. Asta face dreapta, ce ai cu el? Fac stânga? Vrei stânga sau dreapta? Zi. De stânga vreau, dar... Mamă, vezi că edita e denivelarea. What the fuck is that? Denivelarea? O să o simți tu dacă nu știi ce e denivelare. Uite asta, Radu. Aoleu. Ți-am zis că e dita e denivelarea. Cum poți să faci, fratele meu, o stradă așa? Nu trebuie să o gândești prea mult, aia e toată ideea. A, uite, băieți ăștia inteligenți, ăia au făcut așa. Băieți cu școala vieții. E cu un singur. A, băi, am găsit, iar am vorbit corect. Bă, vezi că nu avem voie să dăm la semafoare. Nu e semafor, gata, este doar foarte multă aglomerație. Bă, și când ți-am zis, hai să facem dreapta. Nu, eu fac stânga, că vreau eu stânga. Ce clanxoane dau ție, Radu? Mă emoționez la clanxoane. Eu îmi bag picioarele, ha. Hai, boss. Ce, mă? Nu tu, ăsta din fața mea. N-ai pe unde? Now watch me web, now watch me nine. Uite, vezi verde, nu stăm la roșu. Verde, dai. Oh, dar verde nu înseamnă că poți să... Și știi unde suntem aici, Radu? Suntem la munci. Da, știu, Radu, este super mega bulevardul tău pe care îl iubești. Care îl iubești? Care? Bă, iar am vorbit, mă, corect. Aici e bine că avem multe intermitente la dreapta, în caz că prindem roșu. Și fii atent, aici ține dreapta. A, uleu, groapa aia. Simpatic ești tu. Ce azi, noi tot mergem pe jumătatea asta de bandă, nu? Mergem, Radu, că e verde. Mergem, numai să ne batem joc de ăștia care stau la semafoare, nu? Bă, dar nu mergem pe Ștefan cel Mare încolo. Ba da, trebuie să facem dreapta. Unde e Ștefan cel Mare? Mai încolo, nu? Știi ce-i funny? Că eu zilele astea m-am uitat pe filmările de atunci și tot stau și mă întreb. Oare cum supraviețuim? Da. Ce puțin mă uit la mine, ce prostii fac. A, excelent, le-ai luat pe amândouă. Bun. Am evitat-o. Să mură, dar tu zici cum mergi cu bicicleta. Bagă-l pe Moise, invocă-l pe Moise. Deci fii atent, trebuie să la Ștefan cel Mare. Adică la spital, la Floreasca, facem dreapta. Dar facem aici dreapta, mă, că n-ai de roșu. Și mergem încolo pe Iancului și după aia face stânga, dreapta, stânga. Și după aia de două ori dreapta, o dată stânga și am ajuns. În Poiană, am înțeles. Hai, bă, stai oprit cu dita-i gipanul, țărane. Țăranul de oraș, cel mai prost animal. Uite, ăsta s-a oprit cu SUV-ul, nu cu gipanul. Alt țărane. Nu mergem înainte, că înainte avem semafoare. Și în dreapta avem semafoare, facem dreapta. Dreapta, Radu. A, așa, aici prindem pe ăsta roșu. Eram sigur, Radu. Putem să întoarcem? Hai să întoarcem. Întoarcem. Asta ține mult. Mai am ce să întorc, Radu. Asta e, ai greșit. Hai așa, cum te așa. Ce-a zis? Care pulea, dar nu vreau să mă cer cu nimeni. Nici o regulă nu respect, Radu. Ei, simțitule. Niciuna, da, nenorocit, te doare mintea. Ei sunt cei mai tari șoferi. Că noi nu respectăm nicio regulă, Radu. Care noi? Ăștia cu motoarele, nicio regulă. De asta nu mai merge nimic în România. Da, că motocicliștii nu respectă regulile. Ești nebun. Hai să stăm ușor, că e roșu încolo. Unde e roșu? E roșu în față, mă. Pe ăla, se face verde. Foi, vezi că trece ăsta cu scuterul, ce m-a speriat. L-am văzut, dar nu mă așteptam să iasă. Ia uite-l. Motocicliști, dacă nu erai tu acolo, practic nu o loveai pe doamnă. Zi, bă, serios, ce challenge să facem? Trebuie să facem un challenge, da, corect. Cine oprește la verde, pierde.
Am câștigat atât de mult pe asta. Nu știu, cine oprește roata? N-ai voie să oprești deloc. Hai să zică lumea în comentarii, vedem. Da, eu pui primul roata. Dar nu, acum începem bradul. Nu știu, frate, am început, mi-ai zis, am început. Eu nu stau la discuții. Nici nu am început bine că tu de aici. Scurg pe doi, eu cu tabela. Aici trebuie să faci stânga. Cum e că să faci stânga? Pe interzis? Nu, dar după aia... Asta face parte din joc sau? Nu, mă. Nu face stânga, mergem înainte. Înainte sunt multe semafoare și sunt roșii. Și acum la stânga ce crezi că o să fie, Radu? Semafor. Ia uite, verde. Nu stăm la roșu. Ușor, ușor să nu prindem roșu. Nu prindem roșu. Da, prindem roșu. Vezi că s-ar putea să se bage asta cu autobusul. Scuze, Radu. Yes. Verde, verde, roșu, pieton, chestii de-alea. Verde, roșu. Nu mai știam ce culoare să zic. O culoare la care să oprești. De când cu jocul ăsta nu mai știu la ce culoare oprim, la ce culoare nu oprim. Bă, jur, toată vremea asta îmi dă un mood atât de bun. Ce fac? Ce fac? Ce faci? Ce fac? Ce faci? Fac? Ce faci? Ce fac? Era să mă bag pe linia de tramvai și mă faulta ăla, da. Uite, verde. Stai și mă gândeam la un traseu pe unde nu sunt foarte multe semafoare. Cred că știu. Ploiești, Brașov, calea București, Saturn, Gării, Victorii. Da, alea poți să le numeri foarte repede. No, 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 nu e echilibru la dreapta. Nu e echilibru la dreapta? Dreapta. Ei. Ce dreapta, Radu? Acolo, Radu, uite pe săruța aia, ca să nu stau la roșu. Păi ce că ne-am pierdut dracu prin București, căutăm străzi. Bă, cred că la tine vine. Salut. Ești gelos? El e, luați-l. Hai, salut, fii sfios. Știu că e problema că nu mai fost pe aici niciodată și nu știu unde suntem. Dar, e un mare dar. Dar ok, uite, sunt de la Piața Obor. Stai și mă gândesc, ce challenge ai putea face? Mă prostesc și eu cu challenge-uri. Dar serios, ar fi Caterinco din asta. Sau cine pune piciorul jos? Na. Bună, asta e bună, cu cine pune piciorul jos. Uite, în față e un roșu. Am vreau roșu. Tipa asta îmi face mie loc sau ce face? N-am înțeles. Să aici, Radu, stai niște că nu mă pierzi. Vezi că te bubuie taximetristul. Dă-i și tu în față. Mersi, mergi. Cred că mersi. Da, mersi că nu mai bubui și azi. Să ai o zi minunată. Hai să facem stânga. Hai să facem stânga. Dar nu, facem-o din asta cu scor. Cel mai bine, că e greu să nu pui piciorul jos. Vedem care cade primul. Asta e următorul video, gata. Care cade primul? Câștig și acolo, nicio problemă. Nu, că aici te fac. Nu te pune tu cu maestru Radu. Radu, în București nu ai cum să conduci legal, frate. Deci nu ai cum să respecti regulile, nu se poate. Deci te strici, te strici. Salut! Ia uite pe ăștia. Băi, și ne pun trage. Ce faci, Radu? Mă uitam la doi proști, Radu. Stai că intră ăla în ăla. Bă, dar tu știi cum erau? Trebuia să bată vântul un pic să-i atingă pe ăștia. Bă, de jur, atât de bine e să fie cald. Mamă. Băi, anticope sub geaca, asta ești nebun. Semafoarele mele toate. Toate două aici. Îți dai seama câte puncte am făcut la semafoarele astea? Bă, nu știu cum facem, dar tot pe zona asta ajungem. Mă abțin din comentarii, Radu. Ce comentarii? De ce ajungem în zona asta? De ce, Radu? You're simply the best. Ce faci, Radu? Bine, tu. E o blondă care râde. Ha-ha, i-am tăiat calea. Ha-ha. Ce n-am făcut pe fraier. Păi, de ce n-ar fi funny? Bă, Radu, eu sunt undeva. Bă, Radu, vin și eu undeva. Bă, fii atent, la următoarea facem dreapta. Sau la asta. Putem să facem și la asta. Sau la următoarea. După ce trecem de spital, facem dreapta. De ce? Duc așa zic eu. De ce? Pentru că nu se mă foare pe acolo. Ah. Dacă am văzut o duduie. Da? Vrei să-ți arăt pe aia cu smart-ul? Aia cu smart-ul? Aia cu smart-ul. Care nu e prea smart. Mi se încălzește motorul rău de tot. Are 104 grade al meu, Radu. Bă, nu știu cum să zic, da? Fum, e cald, verde. Da, verde. Unde ești, mai făcut dreapta? Da, dar e aglomerat pe aici, nu știu ce te-am ascultat. Bă, dar nu pe aici trebuia, dar hai. Ai zis de unde a ieșit busul? Păi am glumit. De unde a ieșit busul era contrasens. Păi fii atent, Radu, că am o idee. Dă-i pe stânga de tot. Căcat, dar eu am venit după tine, eu am o idee, dar eu am venit după tine. Înțelegi? Uite pe aici, Radu. Hello. Ei bine, că ai zis tu, că știu eu o scurtătură faină. Da, fii atent, acum trebuie să facem o... Am o face, Radu, nimic, ai idee să ajunge la semafor cât mai în față. Nu prea ai pe unde, din păcate. La fel de bine, Radu, putem să jucăm prinsele. Și nici nu e nimic diferit nici. Mamă, cum ar fi asta? Și ne dăm așa, din mers. Da, din mers. Da, cu piciorul așa. Tu ești. A, ups, a căzut. Scuze. E verde. Se pleacă de pe loc la verde sau? Da. Băi, frate, 20 de secunde. Bă, partea n-aș pe că bate soarele și nu văd culoarea de la semafor. Doamne, ajută să nu fie roșu. Asta e pe trecerea de pietoni cu bicicleta sau crezi tu? Nu-l ierta. Dă-i, Radu. Arată-i cine-i șeful. Impune-te. Ce vrei, mă? Mi-a făcut semne obscene. Cine ăla? Da. Merge și îi rupe un pic semne obscen. Ia, deci tu, băi, ai grijă că vine unul din spate. Da, e ok, te-am văzut, doar făceam loc colegului meu. Îl cheamă motorbike, să știi, hai să-ți dau un sticker. Aoleu, Radu, vezi. Lasă, boss, telefonul ăla și uite-te la drum. Eu? Gata, șeful, bagă-n buzunar acum. Bă, pe aici n-avem voie să facem așa, dă-te, așa, da, las. Gata, Radu, m-am dat. Suntem băieți cu minte. Mergem înainte, da? E verde. Recunoaște, tu de fapt vrei să preziți publicului o tură de București. Da, păcat că n-am 7 ore. N-ai destule baterii la dispoziție, Radu, că 7 ore avem. Bă, trebuie să mai ajungi și la muncă. La cât? La 3? Da. Păi e simplu, că la Băneasa facem stânga și dăm pe centru, ca băieții, dar trebuie să ne oprim să schimb bateria la Honda. Lasă,
băi, scump. Nu, a dat-o de bordură, săracul. Săracul a dat-o de bordură, a vrut să facă și el o faptă bună. Vezi, să nu mai iasă de pe aici. Ia, că să scap mâna în gansens, care eu. Deci, săracul, vezi, bă, ce oameni buni în lumea asta. Erau amândoi și râdeau. Vezi, asta e fain, că sunt băieți de treabă. Iete câți motocicliști au, mă doare mâna. Iot? Mafia motocicliștilor. Bă, dar altă zonă mai puțin aglomerată. N-ai găsit și tu, Radu? Bă, când ți-am zis nu pe aici, nu, că e verde. Bă, deci ieri am făcut-o de asta, un slalom printre oglinzi și m-am opuit și mi-am făcut crucea și mă gândeam, cum de n-am luat niciuna? Bă, dar aș prefera să facem o stângă ca să ajung la muncă, unde alta. Da, Radu, da. Facem dreapta aici, la autopeni și după mergem înainte. Bă, ar trebui să schimbăm bateriile. Ce zici de asta? A mea zice că mai am două liniuțe, dar cred că s-a stricat. S-a stricat, că la GoPro n-ai liniuțe. A, bă, nu, mai am o liniuță. Nu știu unde vezi tu liniuțe pe GoPro, Radu. Nu știu cum le numeri. E scrietură, nu-i liniuță, na, cum vezi zici? Ne umple ăsta de respect acum. O să fie beton. Asta e intimitate, avem voie, da? Bun. Avem. Bă, Radu, mai avem un pic și scăpăm. Fii atent că știu eu unde ne oprim. În Brașov, Radu. A, nu știi cum m-aș duce. Hai, lasă-mă pe mine. Radu, stânga facem, da? Dreapta, Radu, nu. Nu dreapta, am pielea mea, unde vrei să mă duc? Brașov. Glumesc. Bă, noi trebuie să facem undeva dreapta, că după aia nu mai avem întoarcere până la Ploiești. A, mergem și întoarcem sub pod acolo, bă, la Băneasa aici. Dar dacă nu serios, că nu mai întoarcem până la autopeni. Da, Radu, știu. Ăsta e și planul meu. Să nu întoarcem. Am vrut doar să căcoresc un pic motorul. Mare om, bă, mare om. Aici oprim? Hai să oprim să schimbăm bateria. Da. Vino, mă, încoa. A, da, aici nu e parcare, right. Mai bine oprim aici. Mare om, Radu, ăsta. Mare om.